se desfășoară lucrări de amenajare și funcționalizare mult mai bună a străzii Orion. Pe această stradă se circulă actuală în sens unic. Nu sunt locuri de parcare. Oamenii își țineau mașinile și încă și le mai țin pe pământ, pe pretinse spații verzi. Noua amenajare va face strada în dublu sens și în plus va oferi locuri de parcare suficiente pentru toată lumea care locuiește adiacent și de o parte și de alta a străzii. În plus se vor planta sute de copaci în lungul acestei străzi. Ce se întâmplă? Lucrările au ajuns acum în stadiul în care nu mai pot avansa din cauza acestor garaje. Dacă ne uităm în jur, remarcăm că garajele au fost amplasate pur și simplu exact pe direcția pe care e firesc să fie trotuar și parcare. Evident că aceste garaje trebuie să dispară. Proprietarii lor au fost notificați câteva luni în urmă să înțeleagă că trebuie să elibereze domeniul public. Pentru că în contractul pe care îl au, există un articol care precizează lucrul acesta, că în momentul în care e nevoie de teren în interes public, în 30 de zile ei eliberează acel teren. Deocamdată niciunul dintre proprietari nu au eliberat terenul. Noi vom continua lucrările și pe partea cealaltă, dar dacă vom ajunge la înțelegere amiabilă, așa cum îmi doresc eu să se întâmple, vom fi nevoiți să intervenim în forță. Nu putem să ținem blocat oraș, nu putem să nu facem amenajări de care să se bucure toți cetățenii, care să schimbe și aspectul orașului în bine, pe lângă faptul că el devine mai funcțional, datorită unor garaje. Cât timp mai așteptați până când veți interveni în forță? Câte vreme putem lucra? Și acum, sigur, nu se lucrează în maniera cea mai potrivită. Nu se lucrează optim, pentru că s-a ajuns aici, firesc era să se continue din această parte. Acum vom întrerupe lucrările aici și vom continua cu tronsonul următor pe dincolo de garaje. Și garajele vor rămâne la mijloc o vreme. Dar evident că în momentul în care nu mai putem lucra deloc, vom intra în forță dacă va fi nevoie și vom demola toate aceste garaje. Super, e super. Cum era înainte? Da, păi sunt rău nici înainte, dar e mai frumos acum. Inaugurăm astăzi o nouă amenajare deosebită, care sporește funcționalitatea și confortul în cartierul Soarelui. Este vorba de amenajarea străzii Vasile Balmuș. S-au realizat trotuare civilizate, carosabilul a fost asfaltat cu covor asfaltic și s-au creat foarte multe locuri de parcare. De asemenea, peste tot unde s-a potrivit, au fost plantați arbori. În total, am plantat 21 de arțari pe această stradă. Vreau să subliniez că înainte mașinile erau ținute și de o parte și de alta pe spații verzi, pe pământ. Și se producea foarte mult noroi în zonă, oamenii își murdăreau încălțămintea când mergeau spre mașină, când coborau din mașină și strada era murdară. De acum încolo așa ceva nu va mai exista. Puteți remarca accentul pe care l-am pus pe realizarea de spații verzi, cu adevărat spații verzi, peste tot unde s-a potrivit. Evident că e nevoie de timp până când crește iarba, până când acești arțari vor avea o coroană bogată. Ei arată foarte bine și acum, însă mai au nevoie de câțiva ani, 2-3 ani, până când să aibă o coroană considerabilă. Vom continua cu această amenajare, cu acest tip de amenajări. În cele două cartiere unde am demarat abordarea completă a fiecărui metru pătrat, cartierul Soarelui și cartierul Calea Buziașului. După care vom continua în tot orașul. Să câștige număr mare de citații. Să trăiți, domnul primar. Da, bună ziua. Stau foarte mâna pe dumneavoastră, mai auzi altă bună ziua. Domnul, am o problemă. Ce problemă? Problema la 31, de un an de zile am o hârtie, o aprobare, dacă treceți acolo, vă arăt caisul. E la etajul 4 ajuns. Așa, da? Este pe bloc.
Și tot e aprobarea că taie și nu vine nimeni. Și tot am fost, băi, domnul când director, veniți, domnule, vedeți? Să dați-l încoace, vedeți? Să duc acolo. Unii cetățeni doresc să tăiem câte un pom, care nu, duce necazuri, alții protestează. Așa am pățit și în Dacia, unde am avut plângeri că sunt niște plopi. A fost echipa să-i taie, au apărut proteste ale altora. De ce îi tăiem? Deci până bine, domnul director, domnul director, ce că este o sesizare? La ce așa o probare? La 31, pe oglinzi. Așa, la 31 pe oglinzi, că este un cai. E putre la un metru. Și tot culcat pe bloc, domnule. Haideți să vedem, să nu se surpe. Un an de zile vă arăt și aprobare. În hârtia care venită că vin să taie, de un an. Aprobat la primărie. Toate sesizările care intră la primăria municipiului Timișoara și mai ales acolo unde prezintă pericol arborele la care faceți referire, se taie. Când? Se taie. Acum am aflat eu. Dacă am aflat eu, se taie mâine. Uitați-vă la mine. Mâine, e bine mâine. Resetul până peste cap. E bine mâine. Foarte bine. Atunci, Doamne ajută să vă dea Dumnezeu sănătate. Dacă nu se taie mâine, veniți să protestați în fața primăriei. Dacă nu se taie mâine. Mă dau mâna, mai explicați care trebuie. Pentru un fond din ăsta parcă îmi taie sufletul. Eu sunt cu pescuitul și am plantat pome aici, o mulțime. Dar știți că am avut necaz cu vecinii că au vrut să facă parc și am spus pentru mașini. Bună ziua! Bună ziua! Aici la intrare la noi, mai rău ne-o picată cât o făcut, uitați acolo. M-a zis că de mine să tai ușa. Pune ăsta, le-am tăiat ușa. Uitați acolo, toată apa care-mi vine, toată îmi vine în casa. Este îngălinat, îmi place, îngălinat, îmi place. Cum să fie, păi uitați unde îi. Se remediază, se repară, domnul director. Unde e domnul Martinov? Unde e domnul Martinov? Amici. Au plecat încolo. Domnul Chișcuriș. Da, o apă stă picioare. Stați liniștită, că se face, nu să lăsăm să vă intre apa acolo, nu vă faceți griji. Noi este oameni bătrâni, numai pensionari aici. Doamne, stați liniștită, se face. Domnul Chișcuriță, notați astăzi să se vină să se... Am preocupat numai că să nu avem probleme, că de aici încolo nu-i blocul nostru, e teritoriul... Nu contează, să ne dea... Nu ne certe după aia cineva. Vă dau drumul să intrați în... Nu ne certe, am văzut, doamne, nu cred, am văzut. Vă dau drumul să intrați în... Se face panta ca să nu intre apa. Să nu intre apa în bloc. Bine. Bine? Bun, am încredere. Bine. Se face. Fiți liniștite că se face. Că nu o să lăsăm apă în casa scărilor. Sigur. Sub ușă și dată pantă ca să nu se duce apa în casa scărilor. Bine? Ca urgent că vine o ploaie și oamenii... Mă se dați voi și la... Cele pe Orion au fost anunțați. Ați venit? Păi unde-i? Unde-i domnul? Aici! Nu vă vedeam! Auzi, încheie-te, mă, încheie-te! Închide-te, mă! Na, ia să vedem! Eu v-am promis că atunci când inaugurăm această stradă, fac cinste cu mici bere, da? V-am promis. Da. Bun. Eu mă țin de promisiune. Aveți bere, aveți mici. Vreau să vă văd când faceți o promisiune. Când inaugurăm strada Orion? Ai vorbit cu spuneți. La sărbători, să mai aveți ce n-am luat. Ce nu vin ce acum spuneți, la domnul. De Revelion. De Revelion, poftim, corect. Da? Corect. Da, domnul consilier, împachetați micii. Bine, atunci, vă rog, start la micii bere, vă rog. Nu vă dau la fiecare, vă luați singuri. Îi dau dânsului că e mai, că e mai curaliv. Vă mulțumesc. Vă rog să serviți, aveți mici și bere aici, vă rog să serviți. Să veniți mai des. E din partea pe mai des vezi așa, nu vă ajunge de două ori pe zi. A, deci să fim mai des, aici, din să fim mai des cu mici și bere. Da, da, acum m-am referit, da, da. Când finalizați lucrările, venim. Și la lucrări puteți să veniți. Vă mulțumim frumos. Și la lucrări, bine. Deci am vorbit serios, dincolo de glumă, eu vă rog să vă faceți datoria. Când e de muncit la muncă, când e de distracție la distracție, da? Trebuie să schimbăm fața orașului și numai cu muncă, cu dedicare, se poate schimba. Uite, cum arată această stradă, cum arată cealaltă pe care le-am finalizat, așa trebuie să ajungă tot orașul. Să avem pomi frumoși, să avem spații verzi, să avem trotuare, locuri de parcare, să reținem mașinile prin noroaie. Ați văzut foarte corect cum era unde lucrați acum pe Orion. Da, da, da. Și aici, vreau să știți cum ați găsit când ați început lucrarea. Aici nici trotuar nu era. Ia ține aici, hai să mă bag. Hai să mă bag, nu mai nu.
Bine, noapte bună, sănătate, mulțumim. Lasă că fac eu aici. Sănătate, poftiți. Bă, mulțumim. Dă-i și lui Cartuș să vie. Și o te la vine Cartuș. Vine mai. Catiușa, să vină Catiușa, Cartuș. Pune, pune pe fiecare cutie două de... Hai, Nicolae, ăsta. Așa. Ia, mă. Mai fac aici, mă. Să ne știu de... Da. Gata. Ba, câte o fac? Câte două de... Lasă-mă. Da. Nu, 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 n